E grevă. Ai de mine. E o nenorocire, pentru că dacă eu nu ridic astăzi coletul, mâine îl plătesc în plus. Și nu știu cine o să-l plătească pentru mine, fiindcă eu voi refuza categoric. Înțeleg problemele personale ale oamenilor, dar știu foarte bine că nici sistemul nu funcționează deloc. Toată țara e de vină, aici ai bani. Urăm pe orele pentru colete externe 9 și 12. Și noi dacă venim la ora 1, da, și dacă venim la ora 1, spune că e închis. Și să venim săptămâna care vine. Angajații oficiilor poștale bămărene au întrerupt lucrul la orele amiezii în semn de solidaritate cu colegii din țară care au declanșat greva generală. Oficiile au fost închise preț de 2 ore, dar sindicaliștii susțin că greva se va relua în situația în care revendicările salariaților nu vor fi luate în calcul. Această grevă este o grevă de avertisment și de solidaritate pentru colegii noștri din țară, mai ales de cei din București și alături de cei din oficiile poștale din Cluj-Napoca, care astăzi au primit actele adiționale la contractul colectiv de muncă, prin care li se reduce salariul cu 50 sau 25%. Această grevă este o grevă de avertisment care durează doar 2 ore, între orele 11 și 13. Țin să fac precizarea că factorii poștali au plecat pe sector, deci pensionarii și celelalte părți sociale nu vor fi periclitați de această grevă spontană. Dacă și sindicaliștii din oficiile maramureșene vor primi actele adiționale referitoare la reducerea salariilor cu 25 sau 50%, poștașii sunt hotărâți să întrerupă activitatea până când revendicările lor vor fi luate în considerare.